Roșu, gri, roșu, gri, roșu, gri. Trimite acest lifehack celui mai bun prieten, să știe și el ce să facă. Și cumperi încălțăminte să fii păcălit de vânt. Roșu, gri, roșu, gri, roșu, gri, 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 gri. Hei, cine a stins lumina? Băieți, cum vă simțiți? Ce? Eugen, dezleagă mai repede! Băi, eu mă legat! Ce? De ce? Pentru că echipa Orange Blue a pregătit un challenge pentru noi astăzi, care se numește Cine primul se eliberează, acela câștigă! Ce challenge tâmpit mai este ăsta? Mie personal nu-mi place, nici mie nu-mi place! Ok! Cine primul se eliberează, acela câștigă 1000 de euro! Așa sună mai bine! Dar ce trebuie să facem pentru asta? E simplu, challenge-ul are 5 runde. În fiecare rundă vom fi legați cu diferite materiale. Și așa, un mic spoiler, folia de plastic e cea mai ușoară rundă. Scopul nostru este să ne eliberăm cât mai rapid. Primul care se eliberează va primi 3 puncte, al doilea 2 puncte, iar ultimul 1 punct. În caz că nu vă puteți elibera, nu veți avea niciun punct. Cel care la final va avea cele mai multe puncte va câștiga 1000 de euro. Deoarece materialele cu care vom fi legați nu sunt atât de fragile, în spatele nostru avem câte un platou cu unelte ajutătoare. Când începem, Eugen? După ce apăsați pe butonul de subscribe, acesta trebuie să fie gri! Mai repede faceți asta! Ați apăsat pentru că eu deja am transpirat! Eu zic să începem! Start! Este foarte dificil! Ce mă faci? La mâine este cel mai greu! Eu zic că trebuie cu mare liniște! Dar eu nu pot! Am eu o strategie! Cât Eugen vorbea, eu am transpirat la picioare. Uitați-vă ce de simplu, eu scot... Scot partea de jos! Băieți, am 3 puncte, băieți! Dar cum asta e posibil? Da! Cristian, să te ajut? Da, dacă vrei, da! Nu. Am o strategie, o să iau câte un strat de rând și o să-l rup. Uite așa. Eu nu mă pot elibera după câte vedeți, la mine este un strat foarte gros. De-abia dacă-l pot rupe. Băieți, acum vă luptați pentru 2 puncte. Sper să le câștig. Trebuia să fim atenți cum te-au legat pe tine, Eugen. Eu cred că acolo nu au fost atât de multe straturi. Au fost destule, ia primește aici. Echipa Orange Blue au pus la toți egal același strat. Uuu, picioarele reușit. Ha, Cristi, o mina se transformă în fluture! Da! Băieți, mai am încă fost de cale! Încă puțin! Picioarele, picioarele! Picioarele. Da, tot! A, foca! Eu am fost a doilea! Ba nu, eu am fost a doilea! Băieți, stați să știți, echipa Orange Blue vă oferă la Andy câte 2 puncte! Deoarece noi nu am fost suficient de atenți cine dintre voi a fost al doilea. Însă voi cu siguranță ați observat asta, așa că coborâți în secțiunea de comentarii și scrieți părerea voastră! În prima rundă am 3 puncte, iar Moca și Crispin câte 2 puncte. Acum suntem în a doua rundă. Eugen, dar oare e posibil de eliberat? Eu cred că este imposibil. Priviți atent cât de strâns sunt legat. Mâinile mele deja sunt finete. După cum vedeți, cea de-a doua rundă este mult mai complicată și suntem legați cu funie. Băieți, vă reamintesc că premiul este 1000 de euro, așa că haideți să începem! Hai! Nu pot face nicio mișcare!
Priviți aici, mâinile nu le pot mișca și la fel și picioarele. A, și mă toie. Dar uitați-vă la mine, dacă mișc picioarele, frânghia de la mâini se strânge mai tare. Băieți, am găsit o soluție. Ați privit Kung Fu Panda? Da. Păi acolo era un personaj care când a fost legat cu o frânghie, s-a relaxat, a meditat și apoi s-a eliberat. Hai că încerc și eu să fac asta. Hai! Priviți aici! A reușit! Nu cred! Mulțumesc, Chris! Nu cred! La mine nu funcționează! Priviți aici, dacă stai liber... Am scos-o mâine! Nu cred! Acum? Ce e asta? Cum e posibil? Relaxează-te, Cristi! Relaxează-te! Asta e o pune foarte... I-a reușit! Relaxarea a ajutat! Moca, iarăși suntem noi doi! De data asta te câștigă sigur! Hai, șans! Eu vreau 1000 de euro! Eugen, eu încerc, dar pune viața încolătăcit aici, puțin cu scaunul și mi este complicat. Ce-ar Moca! Încă puțin și ies. Da! Este! Inițial am crezut că această rundă va fi grea, dar s-a dovedit a fi una ușoară. Normal că va fi ușoară dacă ai ieșit primul. Eu zic că a fost destul de greu. A fost foarte complicat, doar uitați la mâinile mele, care chiar și acum tremură. Haideți să-l susținem pe Crispin cu un like. Doar un like? Ai dreptate, este prea puțin. Haideți să-l susținem cu 50.000 de like-uri sub acest video. Iar după ce ați făcut asta, trecem la următoarea rundă. Eugen, ești pregătit? Oh, da, ai niște mâini pline de păr, de puf. Asta o să doară! Aaa, deja mă doare! Eugen, te cubor? Nu! Am impresia că asta o să fie cea mai grea rundă. Cred că la acest videoclip vor pune like-uri și hateri. Păi noi nu avem hateri. Cum nu avem? Nu avem. Sunt și dislike-uri. Păi sunt, dar puține dislike-uri. Ceea ce apreciem. Crispin, nu râde așa că mi-e frică. Râzi de parcă ești un maniac. Așa! Închide-ți gura. Moca, iată că a venit și rândul tău. E bine, da? Are de la păr strâns ca și mine. Uitați-vă ce mâini roșii am. Tu ai păr pe mâini? Am, dar nu e așa de mare ca la tine. Ce faci? Te doare! Așa. Moca, eu îți fac acum epilare gratuită. Tu pentru asta trebuie să-mi plătești. Pentru asta trebuie să ți-o trăviesc cu apă. Dar dacă vorbești mult, îți lipesc și gura. Doamne, sunt de acord. Ce simți? Nu știu cum se simte, eu nu mă simt deloc bine. Uite mâinile mele. Eu n-ai mâinile bine, te deja. Păi mai repede. Oricum nu o să te eliberez, nu ai șansă. Mai strâns, mai strâns. Așa. Deja transpir. Băieți, după câte vedeți, echipa Orange Blue m-a legat și pe mine. Este imposibil să te miști din loc chiar și cu scaunul. Băieți, eu zic să începem pentru că mâinile mele încep să amorțească. Startul, da? Da! Băieți, sper că nu ați uitat că acolo pe masă avem instrumente care ne pot ajuta. Tu unde crezi că plebe acum? Ce faci, Moca, acolo?
Eu tot am nevoie de foarfecă. Aaa, cum să ajung? Eu acum să îi ies pe mână. Mă, am văzut că poți lucra bine cu gura. Cristi, lasă glumele și piesc pierd funcție. E imposibil, trebuie cineva să ne ajute să ajungem la platou. Poți eu să te ajut pe tine și tu mă ajuți pe mine. Cum? Ce zici? Hai. Încerc să îndepărtez scociul cu gura de la tine. Norocos. Hai, Cristi, exact ca în filme. Hai, dar nu ajung. Ce-ai făcut, mă? Mă, te-ai liberat. Hai, 1, 2, 3. Părul meu! Moca, aruncă! Dă foarfecă în coa! Moca, îți dau un punct de la mine dacă îmi dai foarfecă, te rog! Eu ți-l dau pe toate 3 dacă îmi dai 3! Da! Stai, îmi pare că îmi pot elibera o mână! Așa? Da, 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 da! Băieții, la mine mâna mi-a amurțit, eu mă predau, nu vreau niciun punct la această rundă. Ține foarte! Nu vreau, eliberați-mă! Ești sigur? Da, da, la această rundă nu vreau niciun punct. Lasule! Eu refuz un punct de la această rundă. Băieți, acum urmează voi să vedeți cine ia 2 puncte și 3 puncte. Oca, acum lupta este doar între noi doi. Sper că ești pregătit să pierzi. Pentru că eu vreau să câștig. Poți să-l răstorc pe Moca cu ajutorul picioarelor. Stai, 1, 2, 3. Băieți, succes! Lașule! În schimb a rămas viu. Eu vor rămâne viu și cu 1000 de euro în buzunar. Fiile mele te... Parcă am nevoie de un instrument. Moca, vrei să... Ui, asta o drut. Oh my god. Ești bine? Vai, gata, sunteți aici. Peste câte degete vezi? 6. A fost o căzătură tare puternică. Sper că nu am o comoție cerebrală, dar m-am eliberat și fără instrument. Moca are 3 puncte și Cristin, dacă se eliberează, are 2 puncte. Eu am câștigat 3 puncte în această rundă, însă Cristin a câștigat o comoție cerebrală. Băieți, tot ok? Chemați ambulanță. Dezleagă-te ca să câștigi și tu 2 puncte. A rămas doar să mă eliberez. Băi, uite, ai o unealtă jos. Da, asta e unealtă de care vreau să-mi dau. Cristin, parcă ești în sirenă. Da? Da. April. Ariel. Am încă puțin și mă eliberez. Dar tremur tot. Așa. Cât de greu se îndepărtează acest scoci, dar mai am foarte, foarte puțin. Cristin, ai grijă pantalonii! Da, eu gen am grijă. Cu acest crește cu ușurință ți-l poți stăia. Eu mai tare am grijă de degete, pentru că mi sunt un lucru mai important. Este! Yeee! 2 puncte! Dar te simți bine? Ok, capă. Ai un puțin? Neapoi. Cred că nu doar unul. Dragi urmăritori, vreau să vă spun că challenge-urile Orange Blue sunt într-adevăr periculoase. Ia uitați-vă aici. De cap, nici nu mai vorbesc. Anunț important, până acum avem așa 6, 7 și 4 puncte fiecare. Și dacă vreți să-l mai vedeți pe Cristi în partea a doua fracturat, puneți un like la acest video. 50.000 de like-uri și filmăm partea a doua acestui challenge. Iar acum trecem la următoarea rundă. În runda a patra, echipa Orange Blue ne-a pregătit câte un furtun. Orange! 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 Mă bucur că în această rundă eu voi fi cel care îi leagă pe băieți. Încep cu... Crispin? Nu, de fapt el a fost prea vătămat în runda precedentă, așa că Moca, ține mâinile. O să încep cu un nod la mâini. Moca privește la Cristin cât de cumințel stă acolo, ca un îngeraș. Da? Un înger negru, ar zice eu, cu o cruce în ureche. Doare?
mare, părul doare, părul trebuie să vin în bluză, în hanorac, dar nu în maior. A venit și rândul lui Crispin. Ajunge, Eugen, ajunge! Uite, trebuie să finisez furtunul, nu? Este foarte incomod acest furtun, nici nu-mi imaginez cum te poți elibera. Sper că în partea a doua o să avem obiecte mult mai simple. Voi, apropo, puteți influența la acest lucru și să scrieți în comentarii cu ce vom fi legați în partea a doua. Alegeți ceva mai lejer, nu atât de greu cum am mult mai simplu! Da. E imposibil! Da. Putem începe, băieți, nu? Da! E imposibil! Foca din nou pleacă spre platou! O să încerc și eu! De data asta este mai simplu! Eu de data aceasta sunt mai atent pentru că nu vreau să cad din nou. Parcă suntem niște căluți. Tic 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 tic. Ce e asta? Un ferestrău mic. Prima dată văd așa ceva. Nici nu știu cum se numește asta. L-am luat, acum să nu cadă jos. A, filmează-și cum cade. O, cum se ține. Eu nu pot să mă mișc. Băieți, ce aveți acolo? Oh my god! Sunt foarte curios cum veți folosi aceste instrumente. Da, îmi reușește! L-am luat! Crispin, ce faci acolo? Sunt mai aproape de voi. Făceți-mă un spațiu între voi, ca să mă uce instrument am. Așa, aproape am ajuns. O să încerc să tai furtunul. Arată complicat. Arată complicat, dar dacă Crispin, îl tai... Nu vrei ca să încerci ceva să iei de acolo? Vreau, eu mă apropii, încerc. Dar nu vreau că Crispin nu vrea 1000 de euro. Crispin nu vrea să cadă din nou. Ai dreptate, Moca, nu mai vreau să cad. Ferestreul ăsta nu taie deloc. Sper să nu stric scaunul. La mine se rupe foarte simplu, ia uitați-o. Ia dați a doua. Moca, ce norocos ești. Prima s-o rup simplu, dar două nu vrei. Hai măi, o dată. Cu greu, dar după cum vedeți se taie. Trebuie doar să am răbdare. Băieți, ia uitați-vă aici. Eu îmi pot elibera o mână. Dar foarte greu. Cât de tare doare. Haideți să ne uităm ce este aici. Ce este asta? Ce să fac eu cu ea? Ei, dar eu am crezut că o să fie un cuțit ceva. Eu tot, dar ce e asta? Eu pot să stai așa. Poți să-mi dai chestia aia să-mi ascult foarfeca sau cum se mai numește asta? Mi se pare chestia aceasta e de făcut manicură. Uitați-vă. A, încă puțin! Încă puțin! Da! A mers! A mine nu tai de loc! Să ne liberez mâinile! Nu vrem, măi! Hai măi, o să mor! O! Yeah! Woo! A doua! Instrumentul pe mine nu mă ajută cu nimic. Eu ce am nevoie de instrumentul tău. Păi l-am aruncat jos și nu ți-l dau. Doctorule. Încă puțin. A, cât de strâns este legat. Da! Încă 3 puncte. Hai băieți. Eu am nevoie de instrumentul tău. Pentru că al meu nu fac nimic. Moca, să-l ajut? A, dar eu singur ce simt. Singur și-l ia. Să nu cad. Ceva de țin. Să am încredere în tine? Da. Este! Mai am puțin. Ai grijă că taie foarte, foarte rău. Uite, taie aici. Uitați-vă ce semne am. Cristi, ne eliberează-te fără instrument. Dar nu cred că pot fără instrument. Mai am puțin, două puncte. Nu! Uite cât de simplu e la Moca! Este și ultima! Ultima e asta! Două puncte! Trei puncte! Un punct! Stai puțin, iarăși sunt ultimul! Nu suntem mai egal, eu am 8 tu tai! 6, 7, 8, eu am 9 și tu tai 9! Tot 9!
Încă niciun punct nu am, trebuie să mă eliberez. Serios, mai chiar atât de greu? E foarte greu, furtunul ăsta greu să taie. Tai furtunul de jos și sunt liber. Crispin, poți să nu te grăbești, oricum mai un punct. Eu pot să te ajut. Păi aici deja am loca. Trebuia să mă ajut mai înainte, acum nu prea are sens. Așa este! Chiar dacă sunt ultimul, eu sunt fericit că m-am eliberat. Singur, fără ajutorul vostru. Am ajuns la runda finală, unde, după cum vedeți, este cea mai complicată. După câte observați, ultima rundă este mai diferită decât celelalte. Suntem legați cu niște lanțuri adevărate. Și e chiar imposibil să ieșim, să ne eliberăm. Băieți, presupun că trebuie să găsim o parolă din 4 cifre ca să ne eliberăm. Dar sunt foarte multe combinații. Cei care au învățat matematica știu bine asta. Da, cred că sunt chiar sute, poate mii de variante. Există o formulă prin care putem afla numărul de combinații posibile, dar nu o știu, am uitat-o. Moca, eu zic să încercăm. Să ne bazăm pe intuiție. Intuiția aici nu te ajută deloc. Cei care știu formula, scrieți în comentarii câte combinații pot fi aici. Cifre de la 0 la 9 și sunt câte 4. Eu o să încep cu ziua mea de naștere. 13 1990 6. Stați că e foarte greu. Și... ți-a ieșit? Nu merge. Nu merge. Eu o să încerc cu numărul nostru de abonați, 800.000, dar nu mi-ajung zerouri. Băieți, eu voi încerca cu anul 2021. Sper să meargă. Crispin, privește în spate, există... ce-i acolo? Există doar un platou. Posibil, acolo un edificiu. Ce sunt niște numere? 7550. Cred că asta este parola. Sunt 4 cifre. Trebuie acum să le încercăm în ordinea potrivită. Băieți, știi ceva? Eu oricum nu am șanse să câștig. Mă las bătut. Mai aveți mult? Eu mă plictisesc deja. Eugen, Moca, parcă sunteți niște răperi cu lanțuri la gât. Vrei să spui că nu e adevărat? Da, este, este. Wow, este! M-am eliberat! Asta înseamnă că ai câștigat. Da, că am câștigat 1000 de euro. Dați-mi banii, dați-mi banii. Moca, oricum ai câștigat, ajută-mă, te rog. Te dor mâinile. Mâinile sunt strânse foarte tare. Mă dor mâinile. Acum putem finisa acest video. Băieți, eliberați-mă și pe mine. Am uitat de Cristi. Care era codul? 5. Stai așa. 7 5 0. Este! Mulțumesc, băieți! Cât de bine să fii liber! Banii mei! Habar nu am ce pot face cu ei acum, dar sunt foarte fericit și vreau să filmăm cât mai multe challenge-uri în viitor. Am fost la un singur punct să câștig acești bani. Crispin, nu fi trist, data viitoare poți câștiga tu acești bani. Dacă la acest video se adună 50.000 de like-uri, filmăm partea a doua. Înainte să ne luăm rămas bun, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Cu voi a fost Moca, Eugen și Crispin. Ne revedem foarte curând! Cred că și... cred că la acest video... cred că la acest video clip vor pune like-uri și hateri.